Doar trei licee dâmbovițene nu au locuri speciale rezervate pentru candidații de etnie romă la admiterea din acest an. Acestea sunt Colegiul Național Ienăchiță Văcărescu Târgoviște, Colegiul Național Vladimir Străinu Găiești și Liceul Teoretic Chile Caragiale Moreni. În celelalte licee au fost repartizate în general două sau trei locuri la fiecare specializare. Anul acesta pentru candidații de etnie romă din Dâmboviță au fost aprobate 152 de locuri în licee, mai puțină față de anul trecut, când aceștia au avut la dispoziție 191 de locuri. Pe care s-au înscris însă doar 115 candidați, 91 dintre aceștia fiind repartizați, ceilalți optând să participe la admiterea computerizată deoarece au avut medii mai mari. Elevii de etnie care vor să se înscrie pe locurile speciale trebuie să depună cereri de înscriere la Comisia Județeană de Admitere, care funcționează la sediul Inspectoratului Școlar Județean. Pe lângă cererea aceștia trebuie să adauge și foaia matricolă cu mediile generale din clasele 5-8. Fișa tipizată, adeverința cu mediile obținute la tezele cu subiect unic, copia actului de identitate, fișa medicală și o recomandare scrisă din partea unei organizații civice, culturale sau politice a romilor, prin care se atestă că fac parte din această etnie, nu apartenența la organizația care eliberează recomandarea. În luna iunie, Comisia Județeană de Admitere va asigura repartizarea candidaților romi în ședință publică pe locurile special alocate, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere, absolvire și în baza opțiunilor exprimate. Locurile rămase neocupate vor fi utilizate pentru rezolvarea așa-numitelor cazuri speciale.